Christmastime, mistletoe and wine, children singing Christian rhyme, with logs on the fire and gifts on the tree, a time to rejoice in the good that we see, a time for living, a time for believing, a time for trusting. Bună seara, dragilor, și bine v-am găsit la o ediție specială. Suntem la Mihăilești, județul Buzău, la Căsuța Spicului. Da, suntem acasă la ansamblul folcloric Spic de Grâu din Mihăilești, ansamblu ce a sărbătorit de curând 11 ani de existență. A fost înființat în toamna anului 2009 de o fiica satului cu dragoste de copii și pământul natal, de doamna Elena Hornea. Cadru didactic pensionar, sprijinită de primăria Mihăilești, de școala din Mihăilești, de părinți și bunicii copiilor. Dar cel mai mare sprijin l-a primit de la Societatea Agricolă Albina din Mihăilești, reprezentată astăzi aici de domnul președinte, domnul Dumitru Ilie. Încântată, domnul Dumitru, să vă am într-o zi atât de specială alături de noi și vă mulțumesc din suflet că ne-ați găzduit în căsuța dumneavoastră atât de primitoare. Oricând sunteți primiți cu cel mai mare respect. Nu uitați un lucru, noi țăranii, în general, am dat numele de România. Niciun alt reprezentant nu poate să înlocuiască țăranul român. De aceea căutăm să reprezentăm România prin jocuri, cântece și toate obiceiurile noastre populare. Mă înclin în fața dumneavoastră și vă mulțumesc încă o dată. O am de asemenea alături de mine pe doamna Elena Hornea, datorită căruia acest eveniment este organizat aici. Bună seara, doamna Hornea, și bine ați venit! Bună seara, și în calitate de gazdă, eu aud acum glasuri de copii strigând: primiți cu colinda! Și eu le răspund: primim, primim, că bogată-i casa la care vin copii cu urare! Vă mulțumim din suflet că ați poposit astăzi la noi, că nu rămân nebăgate în seamă, oricât de greu ne-ar fi, obiceiurile noastre cu care noi, bătrânii satelor, am crescut și avem această sfântă datorie, ca noi să deschidem cărări pentru floricelele care înfloresc acest pământ. Cu asemenea copii, bogată e România noastră. Vă mulțumim că ați sosit la noi. Vă mulțumesc din suflet. Trebuie să-l salutăm și pe Moș Crăciun, care a venit tocmai din Laponia să fie în această seară alături de noi. Părinți, ce spuneți? Îl aplaudăm pe Moș Crăciun? Mulțumesc foarte mult! Așa, și trebuie să mai prezint pe cineva, o domnișoară specială pentru mine, Diana. Mă bucur tare mult că ești în această seară specială alături. Pe Diana o cunosc încă din luna august a acestui an, când tu ai venit în cadrul evenimentului Festina, da? Și trebuie să vă recunosc că a plâns de emoție, da? Hai să le transmiți și tu un gând celor de acasă, ce spui? Sărbători fericite și un an nou plin de bucurii. Iar acum, dragi telespectatori, eu zic așa, să ne colinde copilașii. Da, este momentul mult așteptat și să vedem dacă în finalul acestei ediții speciale va veni și moșul cu cadouri. Moșul, ne-ai adus cadouri. Sunt deja pregătite. Sunt pregătite, e bine atunci. Mai ales că am înțeles că au fost foarte cuminți. Ați fost cuminți? Da, foarte cuminți, și eu trebuie să vă spun că pe toți îi cunosc și sunt și foarte muncitori, talentați, au câștigat foarte multe trofee pe parcursul acestui an, da?
aflai mieșa și încă pentru
fraților creștini, stați și mă ascultați și o veste mare să aflați. Dumnezeu de sus la noi a trimis pe Mesia așa cum a fost scris. Îngerii din rai toți se bucurau, pentru Domnul imnul ei cântau. Cu nuna împleteau și la el mergeau, slavă lui Hristos îi înălțau. Slavă lui Hristos.
Thank you.
și bine v-am găsit la o nouă rubrică Ai stil cu Ania. Vreau să încep prin a vă mulțumi celor care ne urmăriți pe canalele media, televiziune, internet. Sunteți alături de mine și de emisiunea Festina cu Irina și asta nu face decât să mă onoreze. În rubrica de astăzi, la Ai stil cu Ania, vom vorbi despre ce înseamnă să fii model. Există mai multe tipologii de modele, un model putând să se încadreze la una sau mai multe categorii, așa că am să vă enumăr câteva din acestea. Modelul fashion, modelul comercial, modelul de cataloage și nu ultimul, modelul beauty. Astăzi vreau să discutăm despre una din categorii și anume ce înseamnă să fii model fashion. Un model fashion este un model care are la bază o școală de modeling absolvită și un pachet de cunoștințe mereu aduse la zi, acestea fiind necesare în cazul alegerii modelului pentru prezentările de modă. Modelul fashion este modelul care defilează pentru mari designeri, prezentând ținute din colecțiile acestora în cadrul festivalurilor de modă. Eu sunt model fashion, am absolvit o școală de modeling și continui cursurile tocmai pentru a mă performa și a fi la curent cu tot ce se aduce nou în domeniu. Am pregătit pentru dumneavoastră un filmuleț care cuprinde momente din cadrul unor festivaluri de modă. Regia, filmulețul vă rog! Poți să apari în reviste și în editoriale și de asemenea să lucrezi îndeaproape cu make-up artiști, hairstyliști și fotografi. Eu am experimentat această latură a modelului fashion. Având numeroase apariții în reviste de specialitate naționale și internaționale. O experiență foarte frumoasă care implică multă muncă, răbdare și seriozitate, dar cu un rezultat final extraordinar, cu o împlinire fără margini. Veți urmări un al doilea filmuleț unde veți vedea munca mea depusă și ce rezultat frumos a ieșit.
pe vinerea viitoare și până atunci, pupici cu stil! Ei, dragilor, o altă prințesucă se alătură concursului nostru Marea Defilare a Rochilor de Seară, pe numele ei Erica Kuzminski. Trebuie să vă mărturisesc că Erica nu urmează cursuri de modeling, dar este fascinată de această lume a frumosului. Bună, Erica! Bună seara! Mă bucur tare mult că ai acceptat invitația noastră, la fel ca și pe celelalte colegi ale tale de concurs. Am să te las pe tine să te prezinți telespectatorilor. Eu mă numesc Kuzminski Erica Maria. Am 9 ani, vin din Slobozia, județul Ialomița. Sunt elevă în clasa a doua, la școala numărul 3 din Slobozia. Erica, eu știu că tu ești pasionată de muzică și că ai participat la foarte multe concursuri de muzică, da? Tu ai venit și în cadrul concursurilor noastre, Festina. Spune-mi, te rog frumos, de unde a început această pasiune a ta, muzica, și cu cine te pregătești acum? Eu mă pregătesc cu Crihana Lăcrămiara. Spune-mi, te rog frumos, ce mesaj ai tu să le transmiți copiilor de vârsta ta și de ce nu și colegilor ce te urmăresc acum? Că le urez mulți pupici și dacă au o pasiune să urmeze până la capăt. Și tu, la fel să faci, să-ți urmezi pasiunile, să nu te dai bătută, indiferent de ce obstacole vei întâlni, da? Promiți? Bine, și eu mai vreau să mai transmiți un mesaj unei persoane tare importante din viața ta, pe care trebuie să recunosc că am cunoscut-o personal, bunicii tale. Transmite-i un mesaj așa din sufletul tău, ăsta micuț, către bunica ta. O iubesc foarte mult și fără ea nu pot să stau. Foarte frumos. Ce poate fi mea. Felicitări, Erica, ce poate fi mai frumos decât un mesaj trimis din suflet către bunică? Îți mulțumesc tare frumos că te-ai alăturat concursului nostru, iar pentru dumneavoastră, doamnelor și domnilor, în secvențele ce vor urma, o veți putea urmări pe Erica defilând într-o frumoasă răchiță de seară. Dragilor, aceasta a fost ediția noastră de colecție. În speranța că v-am stârnit interesul, vă așteptăm tot aici, la Capital TV, la o ediție senzațională. Christmas time, mistletoe and wine, children singing Christian rhyme, with logs on the fire, gifts on the tree, a time to remember.